Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Are legătură nivelul tău salarial cu lucrurile pe care le cer companii în plus față de salariu? Și să mă explic. Nu vorbesc de sculele care sunt absolut necesare ca să-ți faci treaba. Adică dacă ești... lucrezi... DJ, nu vii cu mixerul de acasă. Da. Sau dacă trebuie să repari cabluri de înaltă tensiune, trebuie să-ți dea companie echipamentul ca să te cațeri pe stâlpi, în mod evident. Vorbesc de alte lucruri. Să mă explic. Avem această știre. După multiple controverse, care au inclus și niște declarații mai degrabă iritate ale premierului Marcel Ciolacu, șeful companiei Transgaz a renunțat în cele din urmă să mai cumpere ultimele modele de iPhone pentru el și colegii lui. Un telefon de acest gen costă 1500 de euro. Telefoane scumpe, 1500-2000. Transgaz este o companie deținută de stat în proporție de 58%. Mai are fondul proprietate, mai sunt niște acționari, dar putem spune că este o companie deținută majoritar de stat. Statul ia acolo toate deciziile și încasează și cea mai mare parte a dividendelor. Transgaz se ocupă cu distribuția de gaz natural. Știți, e resursa aceea care e atât de scumpă în țara noastră și care ne seacă la portofele când vine factura. Astfel, profitul companiei se măsoară cu sutele sau, în anii mai slăbuți, cu zecile de milioane de lei. Mă refer la profit. Șeful Transgaz, domnul Ion Sterian, a încasat în 2022 numai puțin de 365.000 de euro net de la această companie, care încă o dată e deținută de statul român. Deci, practic, asta înseamnă ceva mai mult de 30.000 de euro net lunar. Un director dintr-o companie de stat. În România. În 2021, domnul director a avut un an mai prost. El a încasat numai 330.000 de euro net. Adică doar 27.500 de euro net lunar. Euro, încă o dată, trebuie să spun asta de 10 ori ca să înțeleagă. Vorbim de euro. Nu lei. Sigur, e plătit în lei. Și lei erau mulți, dacă erau. Da, păi veniturile sunt în milioane de lei. Dar le-am transformat în euro. Chiar dacă are astfel de venituri aproape imposibil de imaginat pentru un salariat într-o companie a statului, directorul Transgaz consideră că firma trebuie să-i dea telefon de serviciu din moment ce îl folosește la serviciu. Și că acesta trebuie să fie un model scump, evident. Și de aici și întrebarea. Când câștigi 30.000 de euro net lunar, ai un job de invidiat care îți permite să-ți cumpere apartament în Dubai, așa cum a făcut domnul director Sterian. Ei bine, în aceste condiții, nu crezi că ai putea să faci un efort și să-ți iei totuși telefon din bănuții tăi, telefonul pe care îl vrei tu din bănuții tăi? Mai ales că acum ar trebui tăiate cheltuielile statului, nu? Despre asta vorbim, austeritate, mărim taxele, nu sunt bani. Nu crezi că ai putea face totuși efortul ăsta? La veniturile să-i dă și în rate. Da, poți să fie un credit avantajos. Sau poate că domnul director și alții ca dânsul ar putea răspunde că e o chestiune de principiu. Adică dacă folosești telefonul la serviciu, în interes de serviciu, trebuie să ți-l ofere serviciul. Indiferent de cât câștigi tu și de cât austeritate se vorbește la televizor. Bun, dar în acest caz, ce alte obiecte îți mai trebuie ca să-ți faci treaba pentru care încasezi 30.000 de euro pe lună? Obiecte pe care trebuie să ți le pună la dispoziție compania. Am înțeles, telefon, folosești în interes de serviciu telefonul, trebuie să-l dea compania, poți să-l plătești tu din banii tăi, ăla e telefonul tău personal. Dar mașina, adică dacă folosești mașina ca să te duci la birou și să te mai deplasezi ca directorul prin oraș, îți trebuie să-ți dea mașină, că doar nu să mergi cu metrou sau cu autobuzul ca toți săracii. Că dacă ai salariu de 30.000 de euro pe lună, atunci trebuie un standard, trebuie să te deplasezi cu mașina. Și fiind în interes de serviciu, doar nu să mergi cu mașina ta ca prostul. Trebuie să-ți dea tot compania mașina, nu? Laptop? Evident, e laptop în interes de serviciu. Nu strici tu tastele jucând solitar pe laptopul tău. Nu? Masă de prânz decontată? Că doar trebuie să mănânci la birou, doar nu să-ți cumperi mâncare din banii tăi, că nu ești acasă, ești chemat la muncă. Dacă ești la muncă, mănânci în interes de serviciu. Trebuie să-ți dea serviciu, masă, prânz, poate și cină, dacă ai, nu să-ți decontezi. Dacă întârzii și faci o resuplimentare,
Dar costum, da. Costum, că trebuie să vii la costum, nu poți în bermude. Costum, ciorapi, cămașă, chiloți, curea, pantofi, poți panton... Poți în bermude, dar bermudele cine le plătește? Da, uite, Călin remarcă foarte bine, un ascultător spune, averea nu se face cu banii câștigați, averea se face cu banii necheltuiți. Și are mare dreptate. Da. Și în general am remarcat că oamenii care câștigă foarte mulți bani cheltuie foarte puțin. Asta. Și încearcă să aibă în comparație fel cu... de fel de beneficii. Da. Adică nu, că, nu în sensul că sunt zgârciți. Sunt și zgârciți. Sunt cumpătați. Foarte mulți dintre ei. Dar vorbesc de oameni care sunt în poziții de-astea și care vor tot mai mult, tot mai mult, știi? Adică, exact. Păi, fire să vrei mai mult. Nu, 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 mă refer la beneficii. Adică, deși au foarte mulți bani, caută să nu cheltuiască. Da, practic, eu înțeleg asta foarte bine. N-am o problemă cu oamenii care sunt economicoși, care pun deoparte, care au venituri bune și investesc. Sunt absolut ok. Dar mă gândesc, mă, când totuși ești într-o companie de stat 30.000 de euro pe lună, riști așa un scandal să râdă lumea de tine, să enerveze premierul că nu-ți cumperi un telefon? 1.000 pe zi, cum remarcă un alt ascultător. Poftim. Adică poate să-și ia câte un iPhone cel mai la nivelul ăla, la două zile. La nivelul ăla nu cred că se gândește că s-ar putea face de râs. Da. Gândește că el câștigă atâția bani, se învârte niște cercuri în care cred că niciuna din cunoștințele lui nu se gândește că ar putea păți ceva. Probabil. Altfel, ca să încheiem cu povestea asta... Transgaz cumpără periodic sute de telefoane mobile de ultimă generație, practic în fiecare an, pentru a le împărți angajaților săi. Eu n-am mai... Ultimul telefon de companie pe care l-am primit a fost în 1998, când chiar nu... Adică erau telefoanele mobile, erau chiar o raritate și atunci compania îți oferea... Și erau și scumpe și tarifele erau scumpe. Laptopul e al meu, telefonul e al meu, mașina e a mea, adică serios... Să nu uităm că această companie Transgaz își face profiturile din distribuția de gaz pentru noi, cetățenii obișnuiți. Deci de fiecare dată când plătim factura la gaze, ar merita să ne amintim și de domnul director Sterian Ion și de alții ca dânsul, care se bucură, sunt convins că pe bună dreptate, pentru că probabil că muncesc foarte mult, de salarii de zeci de mii de euro lunar, bani în mână în România, dar nu-și pot cumpăra telefoane mobile decât tot din banii companiei, că na... Chestiune de principiu aici. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.